Decisiv, ziceți, pentru echipă, cel cu Gloria Bistrița? Decisiv, urmează un meci foarte greu, un meci pe care trebuie să-l câștigăm, trebuie să ne mobilizăm. E firesc, nu? Cât de mare încredere aveți în noul antrenor? Am încredere în majoritatea antrenorilor care vin și știu ce obiectiv avem. Am foarte mare încredere în Cristi și astăzi citeam o cronică senzațională într-un ziar de specialitate, unde Dan Filotti a scris incredibil. Antrenorul care a câștigat pariu cu viața de două ori. Se poate profita să despre situația mai puțin plăcută pe care o traversează cei de la Bistrița? Ați auzit de conflicte, probleme financiare? Poate fi asta un atu, ce puțin moral, pentru cei de la Cluj? A, deci nu mai la mine sunt conflicte, nu? Nu, eu cred că situația ciudată și grea este în toată lumea, nu numai în România, nu numai în Liga 1, în toate ligile și în toate campionatele. Dar eu cred foarte tare în echipa asta. Știu că probabil multă lume va zâmbi, dar eu cred mult prea mult în această echipă, în acești jucători pe care am adus eu și Claudiu și abia aștept să-i văd duminică. Ca să lămurim acest lucru cu Claudiu, este Claudiu pe linie, tras pe linie moarte la Universitatea Cluj? Nu este spre supărarea multora. Astăzi am avut o discuție cu Claudiu de oră și glumeam amândoi, au venit doi ordeni să împartă Clujul. Nu vrem să împărțim Clujul, vrem să formăm o echipă super puternică. Și eu sunt convinsă că în cel mai scurt timp abia aștept să vă dau cea mai frumoasă veste de la universitate. Legată de revenirea lui Claudiu sau legată de echipa care conduce universitatea, de echipa care joacă în iarbă și de tot ceea ce înseamnă universitatea. Deci asta înseamnă că ar fi posibil să vedem pe Claudiu eventual lângă dumneavoastră în conducere? Aveți e o posibilitate? Eu știu oamenii de valoare, eu cunosc valoarea fiecărui om și știu să mă și cert și să-mi și aduc alături de mine, pentru că, repet, eu și Claudiu suntem de la Craiova și, repet, olteanul e născut să fie șef. Știi? Și când oltenii se bat și pe urmă se iau în brațe și rămân pe viață, prieteni. Un posibil investitor, vedem, în curând? Îmi doresc să se liniștească puțin apele, să intrăm pe făgașul normal și cred că o să vină alături de noi lume. Veți aduce un preparator fizic nou la echipă? Da, o să vină mâine un preparator fizic. Preparatorul pe care l-am avut a cerut puțin mai mulți bani decât noi am discutat inițial. A fost o neînțelegere între managerul lui din Italia și el. Îi mulțumesc foarte mult pentru ceea ce a făcut. Mâine vom anunța preparatorul care aterizează la 1:30 la București. Se apropie și meciul cu Steaua. Vă gândiți deja la acel meci? Deja a început primele glumite. Primii patroni mai hotărâți așa se întâlnesc. Dumneavoastră și domnul Gigi Becali. Da, eu o să stau în loja mea, nu o să iau legătura nici înainte, nici după meci cu Gigi Becali. E un meci super greu. Eu sunt un om realist, îmi doresc foarte tare să-l câștig, dar este un meci super greu, super greu. Dar eu am spus întotdeauna, că l-am auzit pe Ion Schirilă când spunea că valoarea grupului bate valoarea individuală și așa este. Două noi transferuri noi la Universitatea Cluj, dintre care Valauru, un jucător care a fost dorit insistent în această vară de Rapid, Vaslui, și a ales până la urmă Cluj. Când am aflat ieri că nu avem niciun portar disponibil pentru meciul cu duminică, de duminică, am avut câteva ore la dispoziție să găsesc un alt portar. Și cum mă mișc cu viteza luminii, l-am luat pe cel mai bun. Alte transferuri la Universitatea Cluj, vă pregătiți? Da. Și Claudiu și Cristi mi-au cerut încă un atacant și un fundaș central. În momentul ăsta căutăm un fundaș și un atacant. Astea sunt ultimele două poziții. Acum ați venit la o discuție pe echipă? Am venit să-i văd și am venit să-i văd pe stadion, că sunt pentru prima dată pe Cluj Arena și eu și ei. La primul meci de pe Cluj Arena veți fi în tribune, lojă, pe banca aproape, cum v-ați propus să, unde v-ați propus să stați? Că unii dintre patronii din Liga de au mai stat și pe banca de aici. Nu, eu nu pot să stau pe banca. Nu pot. Nu. Îmi doresc să stau undeva unde să văd meciul, că acolo la
lojă, este totul închis ermetic și nu pot să aud, nu pot să văd nimic. Nu știu cum o să stau, o să văd, dar tot aștept să văd niște abonamente, alea 16. Știi? Cele mai bune locuri de pe stadion. Și am zis că acest oraș ar trebui să aibă 16 oameni foarte importanți care să-și dorească să fie acolo. Este prețul undeva la 40 de milioane de lei vechi, dar le pregătesc și ceva foarte frumos pentru banii ăștia și socializăm și avem un protocol la nivelul acestor bani. Dar văd că nimeni nu s-a înghesuit. Auzeam că vine primarul să dea exemplu, să cumpere abonament. Că vine... Să duce invitații, probabil. Nici o invitație nu dau niciodată. Nimănui. Primesc faxuri de la jandarmerie, de la aeroport. Nici o invitație Ana Maria Prodan nu o să dea niciodată. Decât managerilor de afară care vin să vadă jucători. Despre fanii Universității Cluj, probabil ați citit niște articole referitoare la posibile proteste pe care le vor pregăti pentru primul meci acasă. Îmi pare foarte rău și mi-a lăsat un gust amar când am văzut că domnul Mișan, în care avem foarte mare încredere, poate să facă înaintea unui meci atât de important pentru echipă din toate punctele de vedere un asemenea anunț. Dar eu n-aș putea, dacă aș ieși acum și aș spune că trebuie să fiți lângă echipă, nu lângă Ana Maria Prodan, că n-am nevoie să mă iubească nimeni. Dar oamenii și-ar trebui să ajute echipa să treacă peste acest moment dificil. Ana Maria Prodan este undeva în spate și încearcă să-i țină pe linia de plutire din toate punctele de vedere. Ana Maria Prodan, repet, închide litigii, ajunge să obțină sponsorizări. Nu știu dacă până acum echipa asta a obținut ceva de la cineva. Eu astăzi am semnat un contract cu Hotel Premier, primul om din Cluj care a venit și s-a apropiat de echipa asta și mi-a oferit gratis tot ceea ce înseamnă cantonamentul acestei echipe pe toată perioada anului la meciurile de acasă. Știți că acolo este cazată Steaua de câțiva ani de zile, să nu se interpreteze. 14 echipe din Liga 1 stau acolo. A, nu chiar. 14. Am verificat tot. Dar universitatea este normal să stea așa. Și mulțumesc tare mult și aș dori să scrieți acest lucru, pentru că din toată lumea care a vorbit s-a bătut cu pumnul în piept că ajută această echipă, nimeni n-a făcut nimic. Mihai Roman și Gugu sunt și jucători. Gugu nu este jucător universității, este o informație falsă. Mihai Roman va deveni jucătorul clubului, este jucătorul pe care eu l-am avut de când era mic, să spunem, printre primii mei jucători. Este un component de bază al lotului național, un jucător care a jucat la campionatul european, Under 19, un jucător pe care l-am dus de la Craiova direct la Petrolul, pe vremea lui Vivi Răchită, iar acum nu mai are loc la Petrolul. Și eu consider că acești jucători care trebuie să aibă continuitate la echipa națională trebuie să joace fotbal și prefer să promovez jucătorii români talentați decât să mă orientez spre jucători de afară. Dar nu vă e teamă că ar putea avea acea soartă pe care a avut-o Dorina Popa, care a venit tot din tabăra Petrolului? Mă rog, într-o altă este, situație, dar... Este o altă situație. Dorina Popa a plecat de la universitatea și a dorit să se întoarcă. Acest copil a fost găsit de oamenii care au preluat echipa la Petrolul și eu...